Cel mai important concurs anual de frumusețe din Transilvania a avut loc pentru a doua oară la Oradea. 20 de fete au concurat pentru a câștiga titlul de Miss Transilvania 2016. Participantele au trecut prin 4 probe pentru a convinge spectatorii că merită titlul. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Prima probă a constat în prezentarea participantelor, aceasta fiind urmată de cea mai sexy probă, cea a costumelor de baie. Ținutele fetelor pentru această probă au fost asigurate de Laurențiu Dobre. Alina Sabău a oferit ținutele pentru proba cu numărul 3, Casual Cocktail. În ultima probă, cea a rochilor de seară, aspirantele au purtat ținute semnate tot de Alina Sabău din colecția Birds of Paradise. Denisa Luisa Popa, în vârstă de 16 ani, din Deva, a câștigat mult râvnitul titlu de Miss Transilvania 2016, pentru care au concurat alte 19 frumuseți din Ardeal. Am mai participat. Ai deja experiență? Da. Da, am fost, da, am fost foarte emoționată. Care ți s-a părut cel mai greu? Cea mai grea probă? Nu m-am simțit atât de bine în costum de baie. Atât. De ce? Nu știu, nu m-am simțit eu în largul meu. Pe lângă concursul de Miss, spectatorii au putut admira prezentări de modă, semnate de Giuliano Sabău, Damao Cibrao, Alina Sabău sau Hardcore Fashion. De asemenea, au existat și momente muzicale susținute de Bogdan Vlădău și de artiști invitați din Italia, Tiziana Sinagra și Thomas Grazioso. Câștigătoarele au primit premii în valoare totală de peste 5.000 de euro.